Bună seara, cum a fost meciul? Bună seara, din păcate pentru noi n-a fost un meci bun, am pierdut și asta este, nu mai avem ce să facem, trebuie să mergem înainte. Ne așteaptă un meci acasă cu Sepsic pe care trebuie să-l câștigăm, să rămânem acolo în lupta pentru baraj. Cum a fost începutul partidei? Cum a fost atmosfera? Cât de mult a contat? Ați părut puțin copleșit așa în debut sau doar o senzație? Da, vă dați seama, o atmosferă excepțională, cum vezi pe stadioane mari. Cum ar fi normal să se joace fotbalul în asemenea condiții, pe asemenea stadioane și cu asemenea public în tribună. Într-adevăr, am avut un început de joc mult mai greu decât speram. Nu ne-a regăsit în prima repriză. Și așa am avut două, trei situații de a marca, nu le-am fructificat și, din păcate, ne-a costat. Înfrângere la scor, goluri frumoase, desigur că pentru un portar care primește asemenea goluri nu e tocmai cel mai ok lucru. Spune despre lovitura liberă aceea lui Sefer. Nu pot să spun acum nimic. N-ai văzut mingea exact? Da, am văzut-o, m-am dus după ea, am atins-o, nu pot să vorbesc acum chiar exact ce s-a întâmplat, pentru că nu am văzut reluarea. O să vedem reluarea, o să o analizăm și vedem ce se putea face mai bine să nu luăm acel gol. Dar așa este fotbalul, trebuie să mergem înainte, să fim puternici și trebuie să ne gândim la meciul cu Sepsi deja. E cea mai dureroasă înfrângere a Botoșalului în acest sezon. Ce crezi totuși că a făcut diferența? Cât a contat atmosfera, cât a contat suporterii, cât a contat jocul propriu al Rapidului, execuțiile despre care vorbeam mai devreme? Da, cred că totul, dacă le luăm pe toate, puse cap la cap, au făcut diferența și atmosfera, și jocul, și execuțiile. Noi nu ne-am făcut jocul nostru care ne doream și asta ne-a costat. O înfrângere dureroasă din care trebuie să învățăm și să revenim mult mai puternici. Locul 7, locul 8, nu? Acesta este obiectivul vostru în continuare. Un egal astăzi îi țineați pe Rapid sub voi. Da, așa este. Astăzi un egal ne avantaja, dar din păcate n-am putut să-l obținem și așa ne obligă să câștigăm cu Sepsi. Mulțumesc.